Bună dimineața, din nou. Este ora 11, noaptea, seara, dimineața, de fapt. Ah, uite ce copii cu minți, fii atent. Parcă așteptau să se întâmple ceva în această seară, ca seara v-am lipsit, bănuiesc. Da. Aseară îmi pusesem bună dimineața, bună dimineața. Acum se aude? Acum e în regulă? Cred că acum s-a rezolvat, nu? Așa, da. Era o conexiune care nu funcționa corespunzător. Deci, revenim în studio. Măi, dragilor, ce ați mai făcut voi? Cum vă merge vouă? Ce mai ziceți voi? Cu ce vă mai lăudați? Bănuiesc că acum vă pregătiți de weekend. Și uite, pentru că e weekend, am zis să vorbesc un pic despre liniște. Un subiect care știu că vă place și mie îmi place foarte mult. Și chiar astăzi am avut o... Bună, doamna Mareșal, ce mai faceți dumneavoastră? Ce mai face domnia voastră? Cum o duce? Așa. Astăzi am avut o discuție cu o prietenă dragă, tocmai despre acest subiect, despre liniște. Și de ce nu obținem noi liniștea? Bună, Mihaela, bună! De ce nu obținem noi liniștea? Păi, Ana Maria, la ora asta, fidea cu lapte, e cam târziu. Dar cine știe? La tine poate e altă oră. Se mai potrivește. Așa. Am zis că vorbim un pic despre liniște și despre ideea de liniște în general și despre cum obținem liniștea asta. Știu că e un subiect foarte drăguț, mai ales la sfârșit de săptămână, când încercăm să ne odihnim și să ne găsim liniștea, și nu mă refer la liniștea exterioară, mă refer la cea bine știută, cea interioară. Treaba asta cam în felul următor. Pe scurt, așa, într-o singură frază, noi nu obținem liniștea pentru că trăim într-o lume duală. Adică mintea noastră acționează dual, înțelege dual lucrurile. Ce înseamnă asta? Înseamnă că... Bună, Anca! Asta înseamnă că suntem obișnuiți să gândim în termeni de bun și rău, frumos și urât, bine și așa mai departe, da? De corect, incorrect, de orice se pune în antiteză, da? Gras, slab, greu, ușor, ce vreți voi. Din momentul în care am început să împărțim lumea în acest mod, deja am început să punem etichete. Și din secunda în care am început să punem etichete, deja avem puncte de reper
bine determinate, bine stabilite, după care să ne ghidăm. Și asta este problema cea mai mare cu care ne confruntăm în majoritatea domeniilor. Deci nu este vorba doar despre liniște, dar în special când vine vorba despre liniște, pentru că de la liniște pornește totul. Adică dacă starea ta internă este una așezată, liniștită, celelalte lucruri pot fi rezolvate într-un anumit fel, au o anumită calitate. În schimb, atunci când ești agitat, când ești tensionat, când ești stresat, lucrurile merg așa cum merg. Știm bine cum merg. Totul începe cu ceea ce am fost educați să credem și să gândim despre această lume. Adică ni s-a spus de la naștere, am fost învățați din uter, da, de acolo ni s-a transmis informația, am fost învățați să gândim în termeni de bine și rău. Ideea este că nu ne-am pus niciodată întrebarea, probabil, ce este bine și ce este rău pentru noi. Aici e cea mai mare problemă. Am luat binele și răul altora și în acest moment suntem victimele acestei diviziuni. Adică, noi am preluat binele și răul celor care ne-au fost autorități în viață. Ei au decis pentru noi ce este bine și ce este rău, ce este corect, ce este incorrect, ce este frumos, ce este urât. Anii au trecut, am ajuns și noi la punctul la care să accentuăm această învățătură, să o îmbogățim cu propriile noastre experiențe și astăzi știm foarte clar pentru noi ce este bine și ce este rău. Și, bineînțeles, tocmai ala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Și ne trezim că binele pe care îl facem noi nu se potrivește cu binele pe care și-l doresc alții. Ne trezim că ni se face o nedreptate, pentru că așa o considerăm. Ne trezim că intrăm în conflict cu oameni care văd alte lucruri de cum, altfel, diferit de cum le vedem noi. De ce? Pentru că știm din start ce înseamnă bine și ce înseamnă rău. Sunt coordonate foarte precis trasate, după care noi ne ghidăm și în baza lor luăm decizii, în baza lor gândim, în baza lor. Ce-mi place mie afirmația asta, în viață nimic nu e alb și negru, e plin de nuanțe. La nebunie îmi place. Dă-mi voie să te contrazic puțin, Daniela, și să-ți spun cum stau lucrurile în privința acestei afirmații. În viață, în viața autentică, adică aici, este doar alb și negru. Adică simți că e bine sau simți că nu e bine. Atât. În schimb, în lumea în care trăim noi, în care trebuie să facem compromisuri, care este ghidată și condusă de către minte, este plin de nuanțe. Aceste nuanțe sunt compromisurile în care noi trăim. Între alb și negru există o multitudine de nuanțe de gri, care mai de care mai accentuate. Nu-i nimic roz. Roz este doar de complezență, așa. E și acolo. E când și când câte o pată de roz. Dar în majoritatea cazurilor este doar o imensă, o mare diversitate, o infinită diversitate de nuanțe de gri între acest alb și negru pe care noi le știm. Deci când vine vorba despre minte, da? Când vine vorba despre minte, da, este posibil să ai o multitudine de culori, de nuanțe de culori, da? De nuanțe de gri, nici măcar de culori. Când vine vorba de ceea ce simți, nu există culori. Există doar da și nu. Există îmi place și nu îmi place. Atât. De aceea aceste două lumi intră în conflict. Pentru că aceasta vrea multe nuanțe, iar aceasta știe foarte clar ce vrea. Când îl întâlnești o persoană, e un exemplu foarte simplu. Când întâlnești o persoană, știi din start dacă îți place sau nu-ți place. Am mai vorbit eu într-un material cândva, unde vorbeam despre intuiție, dacă ai curiozitate să-l cauți, vei găsi acolo explicația detaliată în ceea ce privește modul în care funcționăm noi interior.
și vei vedea că ceea ce este aici, în zona asta, este foarte clar în raport cu persoanele cu care noi sau cu situațiile cu care noi interacționăm. Știm exact în prima secundă ce ne place și nu ne place. Ce se întâmplă ulterior este că mintea are viteză foarte mare de reacție, coboară, preia senzația și începe să o interpreteze. Și în funcție de interesele pe care le avem față de situațiile și persoanele respective, începem să elaborăm strategii de culoare gri, uite că am făcut și rimă, da? Care să ne convină, care să convină minții. Acestea încep să fie compromisurile. Cineva nu-ți place, dar pentru că este șef și are autoritatea asupra ta, ajungi în baza ideilor tale despre tine, referitoare la lipsa de încredere și așa mai departe, începi să faci compromisuri interne, mentale, pe care apoi le aplici în viața de zi cu zi, în raport cu persoana respectivă, pentru că așa funcționează lucrurile. Dar în realitate, dacă te uiți la ce este înăuntru, este foarte simplu. Știi exact ce îți place și ce nu-ți place. Așa că în viață există, în viața reală, adică cea autentică, există două nuanțe, alb și negru. Și nici măcar nu sunt nuanțe, sunt sentimente, sunt stări. Exact despre asta vorbeam astăzi și o să revin asupra liniștii. Sunt stări care nu sunt nici bune, nici rele, sunt doar stări. Unele sunt pe minus, unele sunt pe plus. Nefiind judecate, ele sunt energie. Deci când e vorba de adevărata înțelegere de viața autentică, pentru că dacă începi să-ți construiești viața pornind de aici, adică ce-ți place și ce nu-ți place, lucrurile se așează. Nu mai accepți compromisuri, nu te mai enervezi, nu te mai stresezi, nu mai consumi energie inutil și așa mai departe. Deci asta înseamnă să trăiești. Aici este doar un du-te vino periculos, extrem de obositor, extrem de epuizant și de aceea viața este din ce în ce mai confuză. Da? Deci, cam așa stau lucrurile. O afirmație de genul în viață nimic nu este alb sau negru, ci are mai multe nuanțe, trebuie gândită foarte bine și aprofundată în sensul ăsta. Adică, dacă vei căuta, nu trebuie să asculți ce spun eu. Deci chiar nu trebuie să acorzi niciun fel de importanță asupra ceea ce spun eu. Nu îți bate capul. Pur și simplu testează pe tine. Nu lua de bun ceea ce spun eu. Verifică pe tine. Vei constata că aici, în momentul în care intri în contact cu cineva, știi exact ce e alb și ce e negru, adică ce îți place și ce nu îți place, iar aici mintea va încerca să găsească justificări de tot felul ca să potrivească cărțile în așa fel încât să funcționeze. Da? Și cam așa stă treaba. Salut, salut, Florine! Și acum revenim la liniște. Am fost deturnat de la subiect. Cu plăcere, Daniel. Am fost deturnat de la subiect. Vorbeam despre liniște și despre faptul că noi am fost învățați ce este binele și ce este răul. Și această învățătură ne aduce în punctul în care să suferim foarte mult. Pentru că constatăm de-a lungul timpului că lucrurile nu sunt atât de bătute în cuie pe cât par și că ceea ce este bine pentru noi nu este bine pentru alții. Ce este bine pentru alții nu este bine pentru noi. De unde începe toată această poveste? Ghici de la ce? De la faptul că nu înțelegem cum funcționează energia. Noi avem o singură sursă de energie, care este neutră. Care neutră fiind, are și ea două polarități. Două polarități, adică plus și minus. Da? Ce înseamnă asta în practică? Înseamnă că sursa aceasta de energie nu ar putea funcționa dacă n-ar avea două manifestări opuse, caracteristicile lor fiind opuse, dau potențial, ajută energia în cauză să se manifeste. Da? Deci energia neutră nu se poate manifesta dacă nu are cele două polarități. Când vine vorba despre curentul care trece prin fire, chiar astăzi discutam cu draga mea prietenă exact despre acest lucru. Când vine vorba despre ce se întâmplă cu curentul electric, putem să-l asociem, fiind vorba de vibrație și de frecvență, putem să-l asociem cu curentul electric. Da? Curentul este generat
Da, este generat de un generator, de o hidrocentrală, de o termocentrală, de o centrală nucleară, nu contează ce este. Această energie este apoi transmisă în rețea. Transmisă în rețea prin ce? Prin conductori. Care, conductori, o transportă până ajunge la noi în casă. Ea nu ar putea să furnizeze absolut niciun fel de. N-ar avea niciun fel de calitate dacă nu ar avea cele două polarități, care intră în contradicție, aparent. Ele se completează și sunt în contradicție, da? Deci dacă nu ar exista cele două polarități, noi nu am avea lumină în casă. Foarte simplu. Și chiar nu am avea cum să obținem. Dacă ar fi doar minus sau doar plus, nu ar exista curent. Nu ar exista, sau ar exista curent, dar nu ar exista lumină. De aceea, conductorii sunt unul în fază și unul, da, cum îi spune, unul în fază și unul nul, sau un plus și un minus. Același lucru se întâmplă și în interiorul nostru. Numai că de aici încep problemele. De la faptul că noi confundăm minus și plus cu bun și rău. Asta este confuzia cea mai mare pe care o putem să facem. Ni s-a implementat în cap cum că dacă este pe minus este rău, dacă este pe plus este bine. Ceea ce este total eronat. Cele două există, coexistă și funcționează împreună, da? Și dau randament doar împreună. Dacă noi încercăm să le separăm una de cealaltă, nu obținem nimic. Sau mai degrabă, în cazul nostru, când vorbim despre liniște, obținem doar tensiune. De ce? Pornind de la ideea că ceva este bun și, ce este, și ceva este rău, din start încercăm să le separăm. Nu le lăsăm să funcționeze împreună. Încercăm să le separăm. Ne îndepărtăm de ce este rău și ne ducem spre, începem să ne agățăm de ce este bine. Și să luăm un exemplu foarte concret. Vii de la muncă, după o zi încărcată, o zi în care ai depus efort foarte mare, ajungi acasă și dai să te odihnești. Ghiși ce? În momentul în care începi să te odihnești sau îți propui să te odihnești, practic tu ce vrei? Liniște. Și începi să cauți liniștea. Liniștea înseamnă să nu te bată nimeni la cap, să nu sune telefonul, să nu te frece copilul la neuron, să nu-ți dea vecinul cu mașina de găurit în cap și așa mai departe. Nu știu cum se întâmplă, nu știu cum se face, dar exact în acel moment în care tu îți dorești liniștea, toate acestea încep să funcționeze, dacă nu dintr-o dată, toate, măcar unele dintre ele. Copilul devine brusc agitat, vecinul începe să umble cu mașina de găurit, se aud zgomote de pe la vecini, tu nu mai poți să mai stai liniștit, te apucă agitația. De ce? Întrebarea cheie. De ce? Ați găsit răspunsul? Pentru că opui rezistența. Pentru că refuzi ce este, situația așa cum este, și cauți doar ceea ce îți place ție. Doar liniștea. Asta înseamnă că din start ai judecat. Din start ai pus o etichetă. Iar mintea se agață de acea etichetă. Mintea judecă instant ca tot ce este, că tot ce este opus dorinței tale, obiectului dorinței ei, este nociv, este rău, este greșit. Și din acel moment ești în conflict. Totul se întâmplă pentru că nu am învățat încă, nici în acest moment, pentru că nu are cine să ne învețe, nu ne-a învățat nimeni, că nu există plus și minus sub formă de rău și bine. Există plus și minus și atât. Iar acestea două împreună fac lumină. Dacă refuzi una dintre polarități, intri în conflict. Ori de câte ori refuzi tensiunea. Vă mai dau un exemplu. Ce se întâmplă în momentul în care cineva este în zona ta și te enervează, iar tu încerci să-ți menții calmul cu forța? Ce se întâmplă? Care este efectul? Începi să
explodezi, începi să-ți iasă aburi pe urechi, uite așa. Ca la ibric. De ce? De ce? Pentru simplul motiv că tensiunea acumulată în interior nu poate fi reprimată. Nu poate fi pusă sub capac. Dacă nu este înțeleasă corespunzător, dacă nu este văzută, acceptată și înțeleasă corespunzător, îți va da bătaie de cap. Și cu cât vei încerca să fii mai calm, în condițiile în care mai ai un pic și bubui, ghiși ce? Devii din ce în ce mai nervos, din ce în ce mai surexcitat, din ce în ce mai agitat. Și dacă ții acea tensiune în tine și încleștezi dinții și îți menții calmul cu forța, pleci din zona aia. Să presupunem că ești la serviciu și n-ai cum să te manifesti, pentru că și țipă șeful la tine și n-ai cum să-l înjuri. Ce faci? Ieși în trafic și explodezi. Ajungi acasă și explodezi. Da? Neața George. Ajungi acasă și explodezi. De ce? Pentru că nu poți ține acea energie înăuntru cu forța. Nu ai cum. De ce? Pentru că tu cauți liniștea cu forța, iar energia respectivă, care este tensiunea nervoasă, este acolo și tu lupți cu ea, nu o accepți. Și cu cât lupți cu ea mai mult, cu atât crește. Exact ca balaurul din poveste. Îi tai un cap, mai cresc trei. Mai tai și alea trei, mai cresc încă, da? Încă pe atâtea. Asta ce înseamnă? Că în condițiile în care cauți liniștea, încearcă să înțelegi din start, din momentul în care s-a instaurat stare de tensiune, de agitație, de nervi, de ce vrei tu, că dacă îi opui rezistență și încerci să o elimini cu forța, ducându-te în sensul opus, nu vei face altceva decât să o ajuți să se dezvolte, să crească. Dacă o ignori, crește. Dacă fugi de ea, iar crește. Asta înseamnă că dacă a apărut furia în tine, sau tensiunea, sau agitația, ai un singur lucru de făcut. Las-o să fie. Știu că este greu. Înainte de a o lăsa să fie, mai există un pas. Că dacă ai ajuns să o lași să fie, înseamnă că ai ajuns aici. Mai este un pas. Când apare, nu o judeca. Când apare, nu spune nici că e bună, nici că e rea. Că este energie la bază. Ea este așa cum este. Nu contează ce este. Că e furie sau iubire, e tot aia. Că furia este iubire manifestată pe dos. Dar știu că sună ciudat, dar asta e realitatea. Furia este iubire manifestată pe dos din cauza fricii. Da? Te înfurii pentru că ți este frică. Și frica are și ea rădăcinile ei. În condițiile astea, când apare manifestarea, oricare ar fi ea, tratează-o așa cum tratezi orice energie care îți place. Orice manifestare a energiei, corect spus, care îți place. Și uitați-vă la un aspect. Când apare o stare de nervi, o respingem, ne luptăm cu ea și nu ne convine. Dacă apare o stare de fericire, vezi, Doamne, partenera sau partenerul dintr-o dată se dă la tine și te face să te simți oarecum așa mai în călduri, accepti cu mare plăcere. Sau dacă trebuie să cumperi ceva sau să participi la o activitate care îți place, o accepti cu mare plăcere. De ce nu accepti cu aceeași mare plăcere și starea de nervi care există în tine? De ce spui că este rea? Pentru că ți-au spus, a? Ți-au spus cei din urmă că nu este frumos să te enervezi, că nu-i corect să te enervezi, că tu ești un om matur care are un caracter deosebit, nu? Și vorba aia, te poți abține. Dar dacă abținerea asta duce la îmbolnăvire, ajută pe cineva. Dacă tensiunea aia pe care o ții tu înăuntru se transformă într-o furie atât de mare încât te îmbolnăvești de ceva grav, sau mai rău, agresezi persoane din jurul tău cu furia ta pentru că ai fost învățat să o ții înăuntru. E mai bine așa? E frumos. Deci trăim în spitalul ăsta de nebuni, care e planeta Pământ,
Și noi considerăm că este corect ceea ce facem. Adică ținem gunoiul sub preș până explodează și după aia spunem, nu-i vina mea, tu m-ai enervat. Din cauza ta m-ai enervat. De-aia nu sunt liniștit. Vecinii ăștia nu-mi dau voie să dorm, copilul urlă, șeful e nebun. Eu sunt nevinovat. Nu-i așa? Apa e nouă? Cum zice Ardeleanu, apa e nouă? Nu-i așa. Nu. No. Corect este, corect, da? Bună, Diana! Da? Azi nu dormi, nici noi. Corect este ca înainte de a ajunge să pui capac la, sau să te manifesti cum te manifestai cândva, adică să reprimi ceea ce simți și, sau să fugi de ceea ce simți, corect este să nu mai judeci ceea ce simți. Acesta este primul pas, cel mai important. Ce există, există în tine. Există deja în tine. Dacă te iei după capul celor care te-au învățat, ce te-au învățat, vei ajunge să te îmbolnăvești de nervi, să-ți faci sănătatea praf, să rănești oameni în jurul tău, așa cum am făcut și eu de-a lungul vreme, pentru că nu înțelegeam cum se întâmplă lucrurile. După aia, când am început să aprofundez, să caut și să înțeleg, am văzut că, de fapt, lucrurile stau total diferit față de ce am învățat, la polul opus. Ceea ce îmi spuneau oamenii cândva, că nu-i bine să te enervezi, eu am constatat că îți face bine să te enervezi. Când te enervezi conștient, la un moment dat furia dispare. Bună, Florin! La un moment dat furia dispare. Dacă accepți acea energie că există în tine, la un moment dat furia dispare. Dacă lupți cu ea, furia se îngroașă. Crește. Și uitați-vă ce se întâmplă în momentul în care un om se enervează și vine cineva și îi spune nu te mai enerva. Cam ce se întâmplă? Ați încercat vreodată? Ce ați observat că se întâmplă dacă îi spui unui om care este deja nervos să nu se enerveze? Ce face? Se calmează instant, așa e? Dintr-o dată se relaxează, ai dreptate. N-are sens să mă enervez. Nu? Torni gaz pe foc. Când îi spui cuiva super enervat să se calmeze, ai pus lemne în cuptor. Ai turnat gaz pe foc. Explodează și mai tare. În schimb, dacă îi spui atunci când e la apogeu, îl lași în pace să se enerveze și ai două metode. Ori îl lași în pace să-și consume furia de unul singur, să vorbească, să se agite, să se dea cu capul de pereți, ori stai lângă el, te uiți la el și spui numai atâta poți? Nu poți să te enervezi un pic mai tare? Te rog eu frumos, enervează-te și mai tare. Poți mai mult de atât? O să vedeți ce se întâmplă. Reacția va fi, ăsta e nebun, ăsta nu-i întreg la minte, nu-i sănătos la cap. Cum adică dacă pot mai mult de atât? Pentru că asta este realitatea. În condițiile în care tu te agiți, te enervezi și cineva îți bagă pumnul în gură și îți spune nu fă aia, instant reacția este de respingere. Instant. Deci nu este ceva nenatural. Este foarte natural. Opui rezistență și te manifesti ca atare. În condițiile în care îți lasă spațiu să te manifesti sau îți spune ok, enervează-te și mai tare. Tăi, hai să vedem până unde o să ajungi. Asta ține și de relația pe care o ai. Știi că nu poți permite cu oricine care se enervează să spui hai, dă, hai, fă, hai, zi. Pentru că nu știi cu cine ai de face. Dar, în general, cu cei care sunt în zona noastră de contact direct și ne sunt apropiați și care au, apropo, noi ne manifestăm furia sau tensiunea sau agitația doar în prezența persoanelor în care avem încredere. Da? Florina, bună! Doar în prezența persoanelor în care avem încredere. Nu ne manifestăm cu persoanele străine așa, pe care nu le cunoaștem. Nu ne manifestăm cu necunoscuții așa. Dacă mă enervez,
mă enervez în prezența persoanelor pe care le cunosc și pe care mă pot baza că nu-mi iau gâtul sau că nu-mi dau ceva în cap, care mă lasă în apele mele și care îmi suportă toanele. Pentru că dacă aș face lucrul ăsta într-un mediu necunoscut, s-ar putea să mă aleg cu ochii umflați și să nu știu de unde a început toată treaba. Deci, putem spune că manifestarea stărilor în acest context intim este o formă de încredere și de iubire, care sunt manifestate greșit, evident. Da? Dar se întâmplă doar pentru că îți permiți să faci treaba asta. Altfel, dacă ai fi în lume, în afară, nu ți-ai permite să o faci. Că așa am fost învățați. Deci, dacă e să căutăm să obținem liniștea, hai să o luăm de la zero. Și anume să înțelegem cum funcționează energia care există în noi. În momentul în care a apărut starea de agitație, noi îi opunem rezistență și spunem că nu este corectă. Și una dintre... Bună, Cristina! Una dintre frazele foarte interesante din Tatăl nostru, de exemplu, și vă pregătesc o surpriză pentru săptămâna viitoare. Nu vă spun. Dar vă pregătesc o surpriză. Mă pregătesc intens pentru asta, pentru că e o săptămână specială. Vom avea teme de discuție. Ok. Deci, în Tatăl nostru, la final, este o frază care spune în felul următor. Și ne izbăvește de cel viclean. Nu spune ăla rău, diavolul, ăla șmecher, ăla păcătos, ăla nenorocit, ăla care îți face rău. Nu. Nu. Spune, ne izbăvește de cel viclean. Punct. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu-l judecă. Da? Spune că e viclean pentru că este într-adevăr viclean. Sensul că mintea este vicleană. Mintea este răul. Mintea este diavolul. Mintea este satan. Mintea este cea care te induce în eroare. Și este foarte vicleană. Nu este nici rea, nici bună. Este vicleană. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vă găsi întotdeauna metode să te păcălească, să te determine să intri în conflict cu tine. În orice secundă. Are capacitatea de a emula, de a mimetiza, de a se ascunde în tot felul de manifestări, în tot felul de forme, până când ajungi să crezi că tu faci chestiile pe care le faci. În realitate, nu le faci tu. Și în aceste condiții, pornim de la aceeași idee. Da? Pornim de la aceeași idee. Dacă energia respectivă există înăuntru, această stare, fie ea neagră sau albă, există acolo. Și noi o judecăm ca fiind bună sau rea, începe imediat comportamentul de luptă sau de evitare. Adică ori încerci să te liniștești cu forța, da? Ori încerci să fugi de zona în care crezi tu că nu te simți bine. Și de aici la dezastru mai este un pas. Deci dacă vrem, sunt două lucruri care se întâmplă. Primul este să încetăm să mai judecăm ceea ce simțim. Nu este nici bun, nici rău. Este așa cum este. Deci, repet, minus și plus nu înseamnă bun și rău. Minusul este foarte bun, la fel de bun ca și plusul. Sunt aceeași energie. Furia este aceeași energie cu iubirea. Numai că e manifestată strâmb. Este aceeași energie. Furia este foarte bună în momentele în care trebuie să te aperi de atacatori. Nu o să-i pupi să iei în brațe în momentul în care te atacă. Da? Deci furia este extrem de bună când trebuie să te aperi. Sau când trebuie să faci anumite lucruri care impun foarte multă energie. Trebuie să devii furios să apuci lucrul ăla, să-l dai jos. Este energie. În aceste condiții, dacă tu o judeci ca fiind rea, tu negi o parte din tine. Când ai negat o parte din tine, intri în conflict. Când ai intrat în conflict, începe distracția. Da? Deci lucrurile se prezintă cam în acest mod. Dacă vrei liniște, încetează să te mai lupți cu stările tale de tristețe,
de furie, de neliniște și așa mai departe. Lasă-le să fie. Pentru că energia funcționează pe plus și pe minus. Știați că la fiecare 42 de minute omul devine feminin și masculin prin respirație? Nu știați. Yoginii o știu. Ciclul respirator se schimbă intern, plus și minus, feminin și masculin, la 42 de minute. Ce înseamnă asta? Înseamnă că furia dispare și reapare. E un ciclu, la fel ca și respirația. Furie, iubire, furie, iubire. De aceea vedeți cupluri în care te iubesc, dar te omor. De aceea vedeți astfel de reacții. Acum se pupă, acum se omoară. De aceea ai senzația că stai cu un om în casă și acum te uiți la el și îți vine să-l mănânci de așa de dragție și după aia stai și te uiți la el și spui: dar tu cine ești? De unde te iau? Da? Pentru că e ciclic. Totul este ciclic. Respirație. Energia așa funcționează. În cicluri. Minus și plus funcționează în cicluri, în intervalul nostru. Deci o femeie și un bărbat sunt masculin și feminin pe parcursul zilei. Tu ești ca bărbat și feminin și masculin pe parcursul zilei. Și femeia la fel. E aceeași treabă. Deci dacă apar stări de tristețe, de furie și așa mai departe, fac parte din tine. Și cât timp vei încerca să le elimini din tine, vei fi din ce în ce mai furios, din ce în ce mai frustrat. Pentru că fac parte din tine și nu le accepti. Până nu le îmbrățișezi, până nu întorci obrazul, până nu le accepti așa cum sunt și le iei ca fiind ale tale, nici bune, nici rele, va fi greu să găsești liniștea. Foarte greu. Da? Dar revenim la ceea ce știm foarte bine. Noi suntem învățați ce este bine și ce este rău. Ni se spune foarte des că, da, și mai ales în biserică, ni se spune treaba asta acum că, vezi, Doamne, dacă este negru, dacă este minus, înseamnă că e rău, că e satana, și așa mai departe. Deci nu este nici bine, nici rău. Este energie. E plus și minus și ambele funcționează în favoarea ta dacă le lași în pace să funcționeze. Și dacă îți dorești liniște, acceptă scandalul care există în tine. Acceptă nebunia care există în tine. Acceptă zăpăceala, agitația, stresul care există deja în tine. Nu încerca să fugi de el. Că nu merge. Nu se potrivește. Da. Cam aceasta a fost tema din această seară. Sper că ne-am lămurit cu liniștea asta, cât de cât, și ne vedem curând. Da. Cam asta a fost. Nu știu cât am vorbit, habar nu am cât am vorbit, dar nu mai contează. Ne vedem curând. Eu vă urez o noapte cât mai liniștită cu putință. Liniștită, da? Ați înțeles, o fac cu ochiul, da? Cât mai liniștită cu putință, adică nu fugiți de voi. Nu fugiți de voi când vă duceți la culcare. Acceptați că lucrurile sunt deja acolo. Și ne vedem cât mai curând posibil. Vă pup, somn ușor, noapte bună. Voi vorbi și despre dărnicie, Florin, la un moment dat. Cu drag. Bine, dragilor, vă pupez, noapte bună. Pa!